pic grăsuț așa, n-a vorbit nici Radu Naum, n-a vorbit nici CTP, n-a zlăudat-o niciunul, bă, dar are și ea un trofeu de mare șlem. Și-a câștigat Wimbledon, e considerat un pic mai sus decât Roland Garrosul. Dar n-a zis nimeni în România, n-am citit niciun elogiu, nici la Boanchiș, nici la toți deștepții ăștia, nici la Oreste, la nimeni, bă. Știți cine e Marion Bartoli? Și ce dacă e franțuzoaică? Trebuie să o de placă mai puțin decât de Simona Halep de ea? Nu înțeleg tâmpenia asta. Nu trăim într-o lume deschisă? Asta e un clișeu. Da, eu care am avut postere de mic cu Stapleton, da, cu Cascarino, cu O'Brady, da, cu toți cu Dalglish, am avut cu Walsh, cu toți ăia mari jucători al lui Liverpool și a Naționalei Irlande din anii 70-80, stăteau pe perete. Eu nu mă pot entuziasma că îl văd pe Gică Popescu dând o pasă în lateral la campionatul mondial din 94, cum face Cătălin Tolontan sau altul. Dați-o-mă dracului, sigur că asta vinde, sigur că aveți mai multe like-uri pe Facebook, dar vă umilește, mă, ca profesional, mă. Da? Dați-o dracului, n-ați văzut un sportiv mai talentat decât ăsta? Lăudați-o, dar la modul decent. Nu vă faceți de râs față de mari campioni. Uite-l echipul. Pe prima pagină, când a câștigat Nadal, toată pagina cu el, sigur, un fenomen, da, ce să zic, are 11 titluri din 14 participări la Roland Garros, despre Halep în ziua când a câștigat, atât era pe prima pagină. Ați văzut dacă nu e, da? Dacă nu e de-a lor? Deci ea nu reprezintă decât atât, ăla avea toată pagina. Sigur, o să spuneți, ăla avea 11 titluri. E adevărat. Dar și diferența de... Nu, e altceva când vorbești despre sport. Eu îl înțeleg pe nenea, nu știu care, Caisă, care vine din Tellerman și se bucură pentru el. Viața lui e Simona Halep. Bravo lui! Dar nu pentru un specialist în sport. Specialistul în sport. Nu trebuie să zică, o, pe mă huiduie lumea, trebuie să-mi închid pagina de Facebook, nu o să mai pot să ies pe stradă. Nu, trebuie să le explice oamenii, stați un pic, că nu-i sfârșitul lumii. Da? Sportul românesc nu profită cu nimic. Da, o să profite ea, familia ei, și o să vedeți că Halep va deveni arogantă peste câțiva ani. Lumea o să înceapă, cum vorbește astăzi de Hagi, cum vorbește astăzi de Ilie Năstase, nu mai sunt chiar niște idoli. Au dat rama pe față între timp, astăzi sunt mulți care chiar înjură. Nu o facem numai noi. Noi am înjurat înainte cu un pas că știam ce le poate pielea. Da, nu m-am entuziasmat, am văzut și fotbaliști un pic mai talentați decât Hagi, să mor eu. Și chiar am văzut un pic mai mult. Și chiar ca Ilie Năstase, tenismen mai interesant, mă deranja totuși la Ilie, deși eu l-am prins. Eu mă uitam la meciurile lui Ilie cu Borg, de exemplu, țin minte, cu Connors, cu McEnroe, țin minte și acum sunt chiar atât de tinerel. Când rupeau rachetele amândoi și Ilie Năstase arăta, nu degetul, că pe vremea aia nu exista, îi arăta pumnul așa, așa, arbitrului de scaun și ăla se dădea jos de pe scaun și fugea după Ilie pe teren. Nu știu, am văzut jucători mai buni ca el. O fi fost liderul mondial, dă-l dracului. Așa și naționala Keniei a fost la un moment dat, da, în top cu atleții ăia, până la urmă i-a prins pe toți dopați. Erau numărul 1, da, aveau cei mai mulți sportivi. Știu, văzusem undeva un top. Kenia era pe locul întâi pe mapa mond, la toate sporturile reunite, la câte competiții câștigaseră într-un an calendaristic. Luaseră toate cursele de fond, semifond, maraton, peste tot în lume, fete, bărbați. Toți erau dopați. Nu știu dacă, nu știu ce ziceau ăia în Kenya. Se bucurau, nu se bucurau, trăznia să-i trăznească. Nu trebuie să te entuziasmezi la astea. Da? Atenție, să vină poate... Da, tenisul nu e un sport, într-adevăr, care să se respecte. Adică nu o să facă niciodată curățenia din ciclism. Păi așa au dat toți idolii jos, i-au răzuit, după aia i-au dus la crematoriu și le-au aruncat cenușa în canal. Da? Toți idolii. Da? Au pierit cu toții. Da, ca să ne întoarcem iarăși la subiectul respectiv, nu știu cât timp mai avem exact, să ne consultăm imediat. Doamna Firea a trecut astăzi printr-un moment greu. Eu aș transmite să stea cu capul sus, chiar dacă acum a închis televizorul, am înțeles că și-a închis și pagina de Facebook, a suferit o înfrângere enormă, a fost nechipzuită doamna Firea, trebuie să vă dați afară consilierii și altă dată să vă alegeți momentul, că dumneavoastră nu sunteți ca noi, dumneavoastră trăiți din imagine. Am văzut că mulți vă acuză că n-ați face altceva la primăria capitalei decât să vă cultivați imaginea. Păi cum credeți dumneavoastră că într-o zi de genul ăsta, când fata a venit, ați văzut, frumoasă, zâmbetul pe buze, adevăr, arăta bine Simona Halep, a coborât din rabla aia, din sicriul ăla al taromului. Într-adevăr, mare curaj. Mare curaj. Să câștigi 2 milioane de euro la Roland Garros, tu să vii cu rabla aia de la tarom acasă. Poți să stai la business
class, că tot în avionul ăla ești. Și este o chestiune, într-adevăr, nu știu dacă o va face mai simpatică în ochii lui Bogdan Chiriac sau nu, dar în ce caz a venit și a stat 3 ore cu grijă că poate nu mai ajunge, bă. Șansele ca o aeronavă Tarom să reîntoarcă pe aeroportul de unde a plecat sunt cam 3 din 10 în momentul de față, la ce mentenanță există la Tarom. Da? Și când decolează un avion al companiei Tarom, sunt 3 șanse din 10 să se întoarcă înapoi din cauza unei defecțiuni tehnice. Păi stătea bine, bă, unei șefe de promoție la Roland Garros cu cupoiul ăla în brațe, nu cu puiul de cupa lui Bărbulescu. Cu cupa, dita mai cupa, bănuiesc că cupa aia a pus Vadim Tudor mâna pe ea atunci, în 86, nu Bărbulescu. Bărbulescu s-a repezit la puiul de cupă, așa, cu dita mai cu puiul ăla, probabil la business class, să te întoarcă ăla pe Charles de Gaulle înapoi, avionul, te facă de râs. Aici a fost curajoasă sau erau prea proști ăia din jurul ei și i-au rezervat bilete la Tarom? Nu o să face, bă. E adevărat că ăsta e riscul, am mai povestit în emisiune, prea ai cu ce să vii și cu ce să pleci din România, știu, asta e o problemă. În general, miliardar să fii, marele miliardar al lumii, tot trebuie să te uiți într-un hârb până să ajungi într-o destinație cât de cât. Pentru că asta e. Dar bun, să ne întoarcem, că vreau să o îmbărbătăm un pic pe doamna Firea, un eșec de asemenea proporții. Doamna, cum v-ați putut gândi într-o seară ca asta? Când este momentul de glorie al sportului românesc. Practic, Virginia Ruzic n-a cunoscut-o nimeni dintre cei care mai trăiesc. Da? Pe Ilie Năstase l-au compromis realitățile de zi cu zi. Hagi este cel care a ajuns. Da? Il était ce qu'il était, vorba francezilor, apropo de Henri Michel. Da? Il est devenu ce qu'il était, Gică Hagi. Deci, în afară de Simona Halep, noi nu mai avem pe nimeni. Da? În ziua de astăzi, Simona Halep este mai populară, cred că în 60% dintre dormitoarele românilor. Adică orice român și-ar bate și nevasta atunci când se suie în pat, numai să nu-i spună ceva de rău de Simona. A devenit ceva nemaipomenit. Și atunci, chiar în seara asta, noastră vă duceți, care, iertați-mă, n-ați făcut nimic pentru București până acum, decât v-ați uitat în oglindă și v-ați cultivat imaginea, să vă prezentați pe dita mai stadionul, da, unde veneau 20.000 de înfocați, că acolo nu se ducea blegul din fața televizorului, ăla e numai cu gura. Aici s-au dus ăia răi de gură, da? Cei mai înfocați. Eu nu cred, uite, o spun clar, eu nu cred că lumea a plecat la stadion pe ideea să o înjure pe Firea. Nu mai veniți cu de-asta că Sörös a deturnat acest moment de bucurie al poporului român. Suntem în anul centenarului, Simona Halep nu face centenarul României, nu ăsta e momentul de glorie. Momentul de glorie e că se împlinesc 100 de ani. Da? De la existența României, nu că am câștigat Roland Garrosul. Dar încă o dată, deci nu sărăsiștii au deturnat meeting-ul. Dumneavoastră credeți că ăia 250.000, doamna Firea, care au venit în Piața Victoriei, chiar vă iubeau? Păi vă spun ceva sincer. Sincer de tot, nu vă iubește nimeni în București. Sunt unii care vă aplaudă, care vă strâng mâna, care vă zâmbesc, dar de iubit nu vă iubește nimeni. Dacă acest meeting cu Simona Halep era organizat, să zicem, la Cernăuți, sau la Botoșani, sau la Tecuci, sau la Târgu Neamț, sau la Iași, da? N-ați fi fost huiduită, probabil, pentru că ea sunt mai cu bun simț, ea sunt mai la locul lor, poate nu-și permitea, o văd mai rar pe Simona Halep decât o vedem noi, lor nici nu le merge foarte bine televizorul prin zona aia, nu de alta că bruiază rușii, așa? Nu v-ar fi înjurat, doamna Firea, dar nici nu v-ar fi iubit. Deci, încă o dată, dacă veți conduce țara alături de știți dumneavoastră cine, numai pe principiul ăsta, păi da, lumea e cu noi, ați văzut ce demonstrație de forță am făcut, am adus 250.000, dă-i dracului că data viitoare aduc 1.000.000. E, cu asta nu o să ajungeți nicăieri, nu vă iubește nimeni și nici n-aveți pentru ce. V-a votat, întrebați-i pe britanicii care au votat ieșirea din Uniunea Europeană, sunt mândri de ei? Sunt mândri, da? A, nu așa cum erau atunci când au votat. Hai să fim serioși. V-au votat din diferite motive. Unii din inerție, alții din prostie, alții din întâmplare. Unii că au crezut. Da, unii chiar cred. Românii credul. Dar de iubit nu vă iubește nimeni. Nici pe Elena Ceaușescu n-a iubit-o nimeni. Lăsați-vă de lucrurile astea. Pe Simona Halep o iubește lumea conjunctural. Românii și-ar da viața în seara asta pentru ea. M-am spus. Și-ar arunca nevestele de la etaj. Pe toate le găsesc mai urâte și mai proaste decât pe Halep în seara asta. Dar nu o iubesc nici pe ea.
stați liniștiți. Asta e doar așa o chestiune. Nu era nimeni lângă ea acum 3 zile când o înjurau ăia care o lăudau după aia la Pro TV. Da, am citit ce scria înainte de meciul cu Garbine Muguruza Mihai Mironică. Și avea dreptate Mihai Mironică, da? O făcea terci pe Simona Halep spunând că n-ai nicio șansă cu Muguruza. Și dădea toate argumente. Toate erau juste. Dar după ce a bătut-o aia măr, net, pe Muguruza, Muguruza, asta e, a prins și o zi mai proastă. În meciul ăla a bătut-o Halep. Praf a făcut-o, fără să joace Halep nimic. Ok? A, gata, s-a schimbat imediat. Cristian Tudor Popescu dădea de pământ cu ea câteva zile înainte, că nu mai putea. De nervi, de, da, de trac, de emoție, de cum se întâmplă, de frustrare, cum facem cu toții. Nu poți să iubești pe cineva necondiționat toată viața. Mai dai și cu el de pământ. Când a venit finala, nu mai știau ce să facă. Exact ca în epoca de aur. Deci, aceste manifestații, care nu sunt iubite de români, am văzut asta și din audiențe. Și Pro TV-ul s-a făcut de râs. A făcut undeva la 9,2 de rating pe comercial. Asta știu de pe urmă că lucram la Pro. Orice transmisiune sportivă face sub 10 de rating este un eșec comercial. Deci n-a fost un succes comercial. Pe lângă asta, enorm de multă lume s-a uitat pe soporificul Eurosport, unde incalificabil la Luminița Paul și cu nimeni absolut, da, comentau meciul de ca și cum ar fi fost o sârbă bătută la Babadag, cu niște mititei în față. Deci ceva îngrozitor. Dar măcar stăteau liniștiți și nu auzeau pe nenorociții aia doi. Da? Este uluitor. Sunt 700 de mii, 800 de mii de oameni care s-au uitat pe insipidul Eurosport, unde comentariile în limba română sunt o nulitate absolută, o jale colosală. Da? Cu câteva excepții. De exemplu, amicii mei de la Turul Franței sunt foarte buni. Le-am și transmis de atâtea ori, sunt mai buni decât eram eu și cu Naum. O, eram niște pionieri, nu știam să comentăm. Ăștia sunt mai buni decât noi, bravo lor. Sigur, am avut și noi un merit, 0,1%, că i-am pus pe șină. Și ei după aia au început să învețe, s-au documentat, nu comentează sportul ăsta cum l-ar fi comentat unii care comentează tenisul. S-au documentat, au învățat, da? Au luat istoria Franței în brațe, da? Au învățat, ne-au depășit. Bravo lor. Sigur că la vremea respectivă puțină lume credea asta. Dar au făcut-o. Și o spun sincer, bravo lor. În schimb, în alte sporturi unde n-a existat competiție, e zero. Și cu toate astea, lumea s-a uitat exagerat de mult. Păi am văzut pe audiență, are 5 Eurosportul la un moment dat, pe nu știu ce target. E imposibil așa ceva când meciul se transmite pe Pro TV. Deci vă spun eu că a fost ședință la Pro. Da? Ei nu și-au făcut treaba această transmisie. Nici românul nu e chiar atât de idiot acasă încât să vadă revărsare. Hai să dea, hai, dă dracul în plasă odată. N-are nici comentarii, mă, nu se poate așa ceva. Da? Așa comenta Cristian Tudor Popescu. Cu Hristos, cu ortodoxie, cu să-i țină nu știu cum ălea pe sub mână. Aia era, ați văzut, frumușică, relaxată, slow, nu durea în șpi. Pe ea. Își luase mălaiul, e suficient că a fost finalistă, n-a făcut niciun efort. A jucat de la începutul meciului până la sfârșit în același mod. Când Halep și-a mai ieșit un pic din fire, a pus într-adevăr un pic șaua pe ea. Asta a fost tot, mă. Ce dracu, mare brânză de meci. Bun, publicitate și ne întoarcem. În România de mâine, 12 iunie 2018, care nu vorbește pe prima pagină nici de Simona Halep, și nici măcar de Gabriela Firea. Este vorba de Ziarul Financiar, m-am tot uitat, nu este nici cea mai vagă trimite. Ăștia serioși, fraților. Ba mai mult decât atât, ne dau o veste bună, BNP Paribas, a doua cea mai mare bancă din Europa și prima din zona euro, începe discret să se extindă în România. Dacă nu-l pun pe Dadi Graur, șef, e bine. A, sper să nu-l numească chiar pe Dumitru Graur, CEO, că atunci, într-adevăr, fac și eu ca Mișu Tudose. Îmi scot banii din cont. Bun, în evenimentul zilei despre statul paralel, măcar ăștia au învățat ceva de la meeting-ul PSD, ținta statului paralel, o firmă de import-export de medicamente ieftine, scoase de pe piață prin metode securistice. Bravo, bă, băieți, bă. Atâta doar că un pic parcă a luat-o razna hârtia, Nea Ioane. Un pic parcă arată așa mai a hârtie igienică de câteva zile. Sau poate mă înșel eu. Nu, mă înșel eu. Așa, megastarul generației Z a făcut
furor la sala Palatului, o fetiță care probabil se impune undeva într-o lume nemediatizată, poate că n-are nici tabletă, o fi bună la matematică. Chiar am vrut să încep emisiunea cu asta, dar am uitat. A fost o zi neagră astăzi pentru cei care învață la fizică, la matematică, cei care se duc la olimpiade internaționale, cei care chiar muncesc. Da? A o zi neagră pentru ei, pentru că astăzi au fost în prim plan cei care muncesc, da, o fac în alt mod, mai simplist sau prost. Prost chiar de tot. Da? Pentru ăștia care chiar stau ore în șir în fiecare zi, fără să le mulțumească nimeni, nici măcar părinții. Da? Ăștia n-au în România parte de nimic. E, pentru ăștia trebuie să fie frustrant, nu pentru familia Simonei Halep, care va avea pe ce să cheltuie bănuția, dar am înțeles că Gigi îi trimite 50 de kg de brânză. Ăsta este cadoul lui. Simona, pe un cont fake de ăsta de Facebook, i-a și mulțumit. Chiar aveam nevoie de brânză, mulțumesc frumos. Pauză publicitară și venim cu Dan Bîra să vedem ce a văzut Dan Bîra la finala de la Roland Garros.